Salut! Bună seara, bună seara! Seara. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Salut, bine ați venit! Ceau! Salut. Ce prezentare frumoasă ne-ați făcut! Îmi cer scuze! Așa, așa, așa! Te pup, să râd una! Ce faceți? Bine, foarte fericiți, îmbrăcați în training și ca să nu apar în training, pentru că e prima dată când apar în training la televizor, mi-am pus chestia asta peste, doar nu se vede. Hai, eu nu pot să tac. Veneam și noi, nu era problema. Făceam un jogging pe aici. Plecăm direct la aeroport de aici, de la voi, uite, e și băiatul cu noi, băiatul are vacanță. Bună, unde și plecăm vacanță? În vacanță, în Dubai. Pentru o săptămână. Oh, auzi, hai să... Da. Bine, noi n-avem vacanță, ce să... Nu, vă rugăm frumos să vă depărtați, o să vă despărțim pentru câteva momente, pentru că oricum o să fiți foarte apropiați în avion, așa că... Da, corect. Știi cum se întâmplă? Noi muncim până în ultima secundă, ultima noi clipă. Noi la fel, până vineri, de luni așteptăm să vină vineri. Ok. Dora, un pic mai așa, Liviu, un pic mai în stânga, mai, așa, să văd de pe la video, dați-mi un cadru. Deci oricum eu câștig. Liviu primește pedeapsa, eu câștig. Încă atunci hai să facem pedeapsa. Un pas spre stânga amândoi, așa ca un sincron. Mai? Cum? Mai stânga. Un pas spre stânga amândoi. Perfect, asta e. Atenție, asta e. Întrebare dar noi întrebăm de câți ani se cunosc. De câți ani vă cunoașteți? Ia da, să văd și martie... tu, Pubelu, te vorbești într-una. De câți ani se cunosc? Pubelu știe, mă, că Pubelu mă cunoaște de când era mică. Pe 1 martie, pe 1 martie împlinim 14 ani. De ziua mea. De ziua mea de naștere m-a sărutat prima dată. Ce frumos. Hai să și atunci am pus că am început hai relație. Să-i prindem cu ceva, te rog. Întrebare pentru Liviu despre Minodora. Este adevărat că Minodora este foarte geloasă? Da. Da? Ce ușor a fost. Hai să vedem. Și da, arată așa. Adevărat. Da, nu vreau să dezvolt. Deci tu. Nu, ce? Puțin spus. Păi da. Spune, serios? Nu, și acum, după 14 ani? Tot timpul. Și așa voi rămâne și așa voi fi. Păi și îți dă motive să fii geloasă? Nu, preventiv. Adică n-are voie să se uită pe stradă nu așa? Are voie, nu are voie, nu? Și cum merge Liviu așa? Mă, nu știu, dar nu, mă deranjează dacă... În Dubai dacă... e bine, n-are ce să... Da, în Dubai sunt toate fetele cu da. Fața acoperită. Cu bronz. Întrebare pentru Minodora despre Liviu. Este adevărat că lui Liviu îi place să te complimenteze des? A, nu e adevărat. Nu? Nu. Dacă nu mă lasă să mă uit după gagici, ce să nu. Nu. Ia să vedem verdictul. Nu e adevărat. Fals. Nu. Când Liviu sesizează că m-am machiat frumos, am îmbrăcat sau arăt bine și sunt bine, în primul rând că nu e așa. Știi, niciodată nu... vrea ceva. Niciodată nu m-a nimerit să arăt bine. Toată lumea din jur cobora în casă și doamna care în casă sau musafir, vai ce bine arăți, el nu observa niciodată. El observă când nu arăt foarte grozav. Și în al doilea rând, de aia arăți tu grozav mereu? Pentru că eu văd că nu arăți grozav. Gata, s-a scos. Nu, o face, mă complimentează foarte rar. Însă dacă mă complimentează, pentru mine e așa o minune, de o bucurie mare. Ia uzi, vezi, deci e mai rar cu complimentele, băi, băieți, băi, ați înțeles, da? Simplu, nu trebuie să-i cumperi poșete scumpe, parfum sau așa. Dacă aș complimenta-o prea des, la un moment dat devine obișnuință. Aha, și corect. După aia o să vrea dacă și poșetele alea scumpe. Ala-i bonus. Întrebare pentru Liviu despre Minodora. Este adevărat că Minodora te-a cerut în căsătorie? Oarecum, nu în căsătorie. Păi zi, adevărat sau fals? Te-a cerut de bărbat? Da sau nu? Da. Da? A, nu! Ia. Numai ce? Nu e adevărat. Păi uite, fals. A greșit. Te-am cerut eu în viață. Acum să spui, mă, ești la televizor, fie de că ne luăm la ceartă aici direct. Era vorba cine m-a agățat. Nu. De căsătorie, nu. Nu m-a cerut eu. E fals. Deci ai greșit. Ai luat pedeapsă. Cum? L-ai manipulat un pic. Adică da sau nu? Da sau nu? Zi repede, zi repede. O să zic adevărul. Nu, l-ai încurcat. L-ai încurcat. Vai, ce obraz, cum să te ceri? Întrebare pentru, fără bătaie, cine în platou. Întrebare pentru Minodora despre Liviu. Este adevărat că Liviu se împacă ușor după o ceartă cu tine? Nu e adevărat, nu. El ține mai mult. Ține mânie? Da, ține. Ține mai mult. Eu nu țin mânie, doar am altceva de făcut. Ține. Hai să vedem verdictul. Stați un pic să vedem verdictul. Ia. Fals. Adică ai răspuns corect. Da, am răspuns corect. Da. Ține mai, ia mai. O ții pe jar, nu? O ții pe jar. Nu, Liviu, dacă se supără cam în majoritatea situațiilor, pe bună dreptate. Și
Adică... Nu dorește să țină mânia asta, este efectiv în el. Rar, dar bine. Chiar e mâhnit. E foarte, da, e chiar mâhnit. Complimentele, și rar, atunci, dar bine. Și atunci, oricum îl... În bună zi. Îl îmbune. Da. Întrebare pentru Liviu despre Minodora. Este adevărat că Minodora este ce? E bine așa puberul, mereu faceți să-ți acoperi fața. Oricum, da, ce să vezi, poate ai o problemă, puneți ochelari. Adăm ochelarii. Și da, men, ai îmbătrânit, băi Alex, adică întrebare, pe bune. Ce trup am, cum să îmbătrânesc, că sunt nemuritor. Întrebare pentru Liviu despre Minodora. Este adevărat că Minodora este cicălitoare? Da. Da, ia. A fost, da. Bine, da, acum... Adevărat. Cam toate femeile sunt așa. Noi, da, adevărat, nu am o prietenă care nu mă cicălește niciodată. Și, nu, am glumit. Nu ca mine, Simona. Eu chiar sunt. Serios? Recunosc, da. Tot toată ziua... Nu știu, am senzația că trebuie să repete multe ori o chestie să fiu înțeleasă. Dar știi că bărbații au un sistem al lor de autoapărare. Ei nu aud decât ce vor să audă, deci... Pe cum are crocodilul membrană, să nu avem pe ureche. De aceea sunt eu foarte cicălitoare, pentru că eu atât repet până când aud. Într-un final o să audă, da. Ia. Da, este un, vă dau un exemplu foarte clar. Trebuie să-i aduc o vestă care este jos în sufragerie pe un scaun. Uh-huh. De câte ori îți spună chestia asta? Nu, până să ajungă să-mi spună că vesta este pe scaun, trece foarte mult timp. Mai spune, vezi că trebuie să te duci pe acolo, pe aia, deci și până fix asta spune îmi reproșează locația, și soțul meu. Eu deja mă iau cu ale mele. Fix asta îmi reproșează și soțul meu. Că și când ajung jos, trebuie unde? Cam așa. Mă rog. Pierd în detalii. Eu care sunt foarte ordonat, știu unde sunt toate lucrurile soției mele. Întrebare, concubine. Întrebare, prietene, iubite, întrebare pentru mine. Întrebare pentru mine, Odora, despre Liviu. Este adevărat că soțul tău nu se supără atunci când te uiți la alți bărbați? Și întrebarea asta? Nu știu. A, nu prea se supără, că eu am voie. Păi cum? Ce? Așa, dar eu mă uit așa. De democrația asta? Păi... Adevărat. E adevărat, da. Explicați un pic aici. Liviu, ziceți și voi acum. Ziceți și voi. Trebuie să explici. Ce să mai fac? Rețeta nu vi-o dau, doamnelor. Bine, să continuăm cu o întrebare. Întrebare pentru Liviu despre Minodora. E bine? Este adevărat că soacra te-a plăcut din prima clipă? Adevărat sau fals? Nu, e adevărat că soacra te-a plăcut din prima clipă? Da, m-a plăcut. Da? Ia, da. Hai să vedem, adevărat sau fals? Nu e adevărat. Fals. Păi așa mi-a zis, măi. Da, de plăcut nu. Adică să, clar să... să... Stai un pic să povestească. De plăcut l-a plăcut. Da. Tot nu i-a convenit nici până în ziua de astăzi, cam câteodată ceva, cam nimic, cam tot nu prea e bine, bine. Tot timpul ceva, cam... E mamă, maică ta și semănați, nu-i problema asta, în prima... Da, așa l-a plăcut, da, la prima... Și da, cine a la... zis că e fals? Păi, se știe chestia asta, că e pretențioasă mama de-a lungul zilelor noastre, al aparițiilor noastre. Păi, s-a aflat că mama e pretențioasă și... Era vorba de prima clipă. Da, de prima clipă, păi, da. Știa ea că... Dar oricum ai pierdut. Băia bun. Ne gândim, dar să luăm publicitatea, ne gândim mai bine. Încă o întrebare, ultima. Întrebare pentru Minodora despre Liviu. Este adevărat că Liviu nu a fost de acord ca tu să stai stomacul? Stai să mă gândesc. Bă, nu e adevărat, a fost de acord. A fost. Deci adevărat sau fals? Păi nu știu cum vine. Fals. Da. Ai răspuns corect. Am răspuns bine, da. Da. A vrut Liviu. Te-a susținut. M-a susținut, da. Normal. Era o chestiune care țin de sănătate, da. Nu avea cum să absolut că da. Da. Facem așa. Haideți în publicitate. Cine a câștigat? Facem o comisie care va număra voturile și cu întrebarea cu fals, adevărat, când da, 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 aia a fost incertă, da. Și după pauză venim și cu pedeapsă pentru Minodora și Liviu. Alături de o echipă de experți, o să calculăm... Ne întoarcem. Sau Liviu.